Azi pentru mâine este concursul de reciclare prin care profesorii învață pe elevii din mai multe școli constanțene cum să recicleze selectiv pentru a proteja mediul. Au la dispoziție tot semestrul pentru a strânge deșeuri la concurență cu elevi din alte 53 de județe din România. Este un proiect cu dublu impact, o componentă educațională de informare și o componentă de colectare sub formă de competiție. Dat fiind că avem o școală foarte mare, componenta de colectare selectivă pe clase va fi organizată sub formă de competiție, astfel încât elevii să fie impulsionați să colecteze din ce în ce mai mult, să colecteze cu cap și să beneficieze cu toții de rezultatele implicărilor. Aha, foarte bine, așa ajuns la voi! Copiii sunt ochi și urechi la regulile de colectare și le place să primească sarcini pentru că îi responsabilizează, spun cadrele didactice. Recompensa va fi o sumă ca o gură de oxigen pentru bugetul școlii, dar și un câștig pentru natură. Elevii constanțeni participă la concursul de colectare a deșeurilor Azi pentru Mâine, care se desfășoară începând din această lună și până la finalul semestrului al doilea. Clasele care reușesc să adune cele mai mari cantități de deșeuri vor fi recompensate cu premii în valoare de 54.000 de lei. De bani în plus este mereu nevoie, spun cei care coordonează acțiunea, iar dacă elevii unei școli vor câștiga concursul, suma va fi investită în crearea unui spațiu de joacă propriu-zis în curtea unității. În parcursul concursului se vor aduce diverse obiecte, începând cu baterii, cu obiecte de uz casnic, cu materiale plastice, metale, hârtie, diverse obiecte de reciclat, care vor fi depozitate și apoi cântărite și predate asociației. Acest concurs este o ocazie pentru întreaga familie a unui elev de a petrece timp de calitate împreună și de a da un exemplu micuților despre cum trebuie respectată natura. Concursul se desfășoară începând din această perioadă până la finele anului școlar, mai ales că a venit și căldura și suntem tentați să ieșim mai mult în natură, deci cu atât mai mult reciclarea aceasta este importantă și copiii au înțeles, deci și știau și aplicau mai înainte de a veni la noi acest concurs. La ediția anterioară a concursului Azi pentru Mâine au fost adunate peste 40 de tone de deșeuri în Constanța, iar câștigătoarea a fost o școală din Călăraș care a reușit să colecteze aproximativ 3.000 de kilograme de deșeuri.